America s-a băgat imediat avertizându-mă. Nu puteam învinui. Ea văzuse șirul nesfârșit de fete care intrau și ieșeau din apartamentul meu. Nu voiam să o enervez pe America, însă mi-am dat seama că ea nu părea să fie furioasă, mai mult amuzată. Nu ești genul ei, a spus America. Am rămas cu gura căscată, intrând în jocul ei. Ba, sunt genul tuturor. Porumbița mi-a aruncat o privire și a rânjit. Un sentiment cald, probabil doar nevoia urgentă de a arunca-o pe fata asta pe canapeaua mea, m-a lovit din plin. Ea era diferită, dar asta era un lucru reconfortant. A, un zâmbet, am spus. Totuși, nu-i spun zâmbet ca și cum nu era cel mai frumos lucru pe care l-a văzut vreodată. Părea greșit, dar nu aveam de gând să-mi distrug jocul când avansam atât de bine. La urma urmelor, nu sunt un ticălos nenorocit. Mi-a făcut plăcere să te cunosc, Pigeon. M-am ridicat, am înconjurat masa și m-am aplecat spre America. Ajută-mă puțin, bine? Mă voi purta frumos, îți jur. Un cartof prăjit a zburat către fața mea. Traviați buzele din urechea prietenei mele, a spus Shepley. Am mers înapoi cu spatele, ridicând mâinile pentru a sublinia cea mai nevinovată expresie pe care o putea afișa chipul meu. Sprijin, ne sprijinim reciproc. Am mers cu spatele câțiva pași până la ușă, observând un mic grup de fete. Am deschis ușa, iar ele au năvălit ca o turmă de vită înainte să pot ieși.